Sunteți gata? Dragii prezentați apresii, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs acestei invitații. Dragi concetățeni, situația pandemică în Republica Moldova, pe zi ce trece, din câte vedeți și voi, este tot mai gravă și mai gravă. Dacă în perioada anterioară, din primăvară, la începutul pandemiei, aveam poate câte 100 de cazuri, 150, maxim 200 de cazuri pe zi, iată că în această perioadă avem deja mai mult de 800 de cazuri pe zi, în medie. Și lucrurile nu se îmbunătățesc pe zi ce trece. Luând în considerare că suntem în toamnă și ne apropiem de sezonul rece, riscul mai mare este că, în combinație cu gripa sezonieră, să mai crească numărul celor infectați cu COVID. Deja în țară avem peste 52.000 de cazuri de infectați. Sunt cei care sunt în stare gravă la spital sau în stare medie, dar majoritatea de celor infectați sunt la domiciliu și se tratează singuri sub supravegherea medicului de familie sau medicilor specializați, dar se tratează la domiciliu. Adică se tratează ambulator. Toată această pandemie, dar și guvernarea proastă, au adus la aceea că în țară situația economică și socială nu este bună deloc. Oamenii trăiesc mai rău. Oamenii câștigă mai puțin bani. Sunt foarte mulți care au rămas fără locuri de muncă sau, în general, veniturile per familie au scăzut. Iată de ce. Tratamentul la domiciliu, care este costisitor, astăzi este o povară pentru foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Din unele estimări și din experiența pe care o avem noi și în echipă, și în familie, și în prieteni, costul unui tratament la domiciliu se ridică în jur de 5-6 mii de lei. Contează sigur foarte mult la ce etapă este identificat sau testat virusul și serviciile care sunt prestate, inclusiv tomografia sau fluorografia, medicamentele și toate serviciile medicale. Deci costul mediu este de 5-6 mii de lei pentru un pacient. Dacă în familie sunt câțiva bolnavi, deja, bineînțeles, costurile se ridică exponențial. Cei care se află în staționar sau cei care se află în spitale și policlinici sunt asigurați din partea statului. Deci tratamentul este asigurat de stat. Cei însă care se tratează acasă trebuie să suporte singuri aceste cheltuieli. Și majoritatea sunt cei care sunt acasă. Iată de ce. Luând în considerare că este o povară acest COVID pe tot ceea ce înseamnă țara noastră, dar mai ales pe umerii cetățenilor noștri, noi, echipa Pro-Moldova, venim astăzi în Parlament cu o inițiativă legislativă de modificare și de completare a legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, în așa fel încât tratamentul legat de COVID, dar și în cazul altor pandemii, Doamne fer, dacă vom ajunge la așa ceva, dar în mod special acum ne referim la COVID, acest tratament acasă să fie compensat din partea statului. Adică medicamentele să fie compensate 100%, serviciile care sunt prestate, inclusiv analizele care se dau, testul care se dă și fluorografia care trebuie făcută sau tomografia care trebuie făcută la plămâni, toate să fie asigurate din partea statului. Bani în bugetul asigurărilor medicale există. În această perioadă a anului 2020, mai puțini cetățeni s-au adresat cu alte afecțiuni la medic. Mai mulți au încercat cumva să evite serviciile medicale în această perioadă. Respectiv, foarte multe servicii sau medicamente care sunt compensate, ele nu au fost folosite. Și respectiv, în bugetul fondului de asigurări obligatorii de asistență medicală sunt bani care n-au fost cheltuiți. De exemplu, pentru luna august, dacă îi să luăm,
raportul pentru sfârșitul lunii august de executare a fondului de asigurări obligatorii de asistență medicală, fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente, fondul de bază, este neexecutat la aproape 3 miliarde de lei. Sigur că probabil aici sunt nu doar medicamentele și nu doar serviciile medicale care sunt exact pentru COVID sau altele, poate nu e întreaga sumă de 3 miliarde care este disponibilă, dar cu siguranță noi vorbim de 10 sau sute de milioane care sunt astăzi în bugetul Fondului de Asigurări de Asistență Medicală, care poate fi folosit de stat ca să-și ajute cetățenii săi, cetățenii Republicii Moldova, care astăzi sunt infectați și care astăzi confruntă COVID-ul. Deoarece 5.000 sau 6.000 de lei per membru de familie este pentru majoritatea cetățenilor țării o povară financiară grea pentru ei. Astăzi acest proiect de lege o să fie înregistrat în Parlament și vom solicita plenului Parlamentului și biroului permanent în primul rând ca acest proiect de lege să fie pus pe ordinea de zi cât mai repede posibil și să fie aprobat de Parlament în așa fel încât cetățenii Republicii Moldova care sunt afectați de COVID și sunt în tratament acasă, să aibă posibilitatea să-și recupereze costurile 100% din partea statului, adică statul Republica Moldova să compenseze aceste cheltuieli. Zilele trecute am vorbit și de un alt subiect legat de starea de excepție sau starea de urgență în sănătate. Am văzut că Guvernul Republicii Moldova sau această comisie națională condusă de prim-ministru Ion Chicu, prin anularea unor decizii anterioare, au anulat și mai multe măsuri de protecție care au fost stabilite pentru cetățeni. Șomajul tehnic, indemnizația pentru cei care dețin patente, indemnizațiile de 16.000 de lei pentru personalul medical și nu doar, toți cei care se confruntă în prima linie cu COVID-ul și sporurile la salarii sau sporurile de indemnizații pentru personalul medical. Am făcut și ieri un apel către autorități să revină la protecția cetățenilor, concetățenilor noștri, fiindcă anul complicat în care noi suntem încă nu s-a încheiat. Și această toamnă nu este deloc mai ușoară decât primăvară în tot ceea ce înseamnă economie sau domeniul social sau domeniul medical în cazul de față. Echipa ProMoldova a venit cu mai multe inițiative anume legate de domeniul sănătății și domeniul social cu impact care îl are această pandemie. Aici se referă și la neimpozitarea sau deductibilitatea costurilor în cazul în care angajatorul va achita testele de COVID pentru salariații săi. Aici se referă și la un plan de acțiuni pe care noi, ProMoldova, am venit și l-am propus Guvernului și Parlamentului să fie aprobat un plan de acțiuni, de un fel de strategie de luptă împotriva COVID-ului, o strategie națională. Aici ne referim și la faptul că toți cei care și-au pierdut locurile de muncă și sunt foarte aproape de vârsta de pensionare să poată să iasă la pensie mai repede și multe alte inițiative care iată că stau și se prăfuiesc aici în Parlament fără explicații. Niciun proiect de lege, niciun inițiativă de aceasta bună pe care noi venim nu a fost pusă pe ordinea de zi și nu a fost examinată în plenul Parlamentului. Iată de ce vom fi foarte vocali și vom depune toate eforturile ca împreună și cu alți colegi din opoziția parlamentară în mod special să reușim să fie organizate în timpul cel mai apropiat o ședință a plenului și aceste inițiative legislative atât de benefice pentru țară și pentru cetățeni să fie aprobate de urgență. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc tuturor o zi cât mai bună în continuare și să ne revedem de bine. Succes!